Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala În Evanghelia după Matei, capitolul 19, scrie De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul, să nu despartă? Căsătoria este acea conjunctură în care femeia niciodată nu primește ceea ce se așteaptă, iar bărbatul nu se așteaptă la ceea ce primește, spunea odată un înțelept. Atunci când stați în biserică, în fața lui Dumnezeu, în vederea căsătoriei, și vă priviți unul pe celălalt în ochi, având inimile înflăcărate de iubire și pasiune, și spuneți la bine și la rău, Puțini conștientizați ce ar putea însemna pe viitor aceste cuvinte. Tom a trebuit să se confrunte cu această situație mai înainte de a spune da. S-a îndrăgostit de fata visurilor lui, exact ceea ce visase întotdeauna: o creștină devotată, o tânără care știa să arate compasiune, o ființă grijulie, o atletă bună și o femeie care reflecta atât de bine toate valorile care erau foarte importante pentru el însuși. Apoi, cu doar trei luni înainte de nuntă, viitoarea lui soție a experimentat o convulsie despre care medicii spuneau că ar putea avea vreo legătură cu vreun accident suferit de ea cu mulți ani în urmă. Tatălui Tom s-a așezat alături de el și în câteva cuvinte i-a spus, Fiule, atunci când te căsătorești, tu faci un legământ cu cineva la bine și la rău, iar dacă nu ești pregătit pentru a face față diverselor provocări și dificultăți de mai târziu în viață, acum este momentul să decizi acest lucru. Nu, nu aveai de unde să știi ce urma să se întâmple de-a lungul drumului, atunci când ai spus că vei fi acolo la bine și la rău, dar Dumnezeu știa și faptul că el ți-a descoperit faptul că este voia lui ca voi să ajungeți să vă căsătoriți, înseamnă că el poate și să va îngriji să vă dea har suficient pentru a crește împreună, pentru a fi alături unul pentru celălalt și, dacă este necesar, să vă purtați unul pe celălalt în slăbiciuni și în dificultăți. Onorarea acestui legământ, care se numește la bine și la rău, Înseamnă siguranța de a ști că partenerul tău va fi alături de tine, indiferent ce se va întâmpla. Aceasta va aduce liniștea care vă va permite amândurora să faceți față situațiilor de genul la bine și la rău, pe care viața vi le rezervă. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos.